Bună, sunt Alexandra Mircea, sunt medic dentist în București. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde săptămânal revin cu clipuri noi. Astăzi, pentru că am organizat pe profilul de Instagram o căsuță din aceea simpatică de întrebări și răspunsuri, clipul de astăzi este dedicat integral vouă și întrebărilor pe care mi le-ați adresat acolo. Hai să vedem. Ok, le luăm pe rând. Am foarte multe carii și nu pot să scap de ele. Un dentist ar putea repara asta? PS, am 14 ani. Sigur că da, e important să mergi la un medic dentist, o să le repare pe rând pe toate, o să te învețe foarte important cum să ai grijă de igiena ta dentară, cum să te speli pe dinți, cum să folosești ață dentară pentru a curăța spațiile dintre dinți și odată ce igiena ta e mult mai bună, cu siguranță nu vei mai face carii suplimentar. Cât de mult afectează o sarcină dinții? Am făcut un clip dedicat cu acest aspect. Contează foarte mult cât de multă grijă are mama de dinții ei în timpul sarcinii, pentru că intervin foarte multe modificări pe parcursul sarcinii, în sensul că se modifică foarte mult hormonii și apar grețuri, apar pofte. Mama nu mai are aceeași grijă de dinții ei cum avea înainte de sarcină și atunci din acest motiv se pot apărea multe modificări și se pot fi dinții afectați. Dar în mod normal, dacă mama are o igienă bună, ar trebui să nu se întâmple nimic pe parcursul sarcinii. Foarte important să mergeți regulat la dentist, cam o dată de două ori pe parcursul sarcinii. Dacă sunt probleme cu gingile și sângerează mult, puteți merge chiar mai des. E important să faceți detartraj ca să curățați foarte bine suprafețele dinților și gingiile să le păstrați sănătoase. Mă dor dinții atunci când mănânc rece, dulce, fierbinte. Ce folosesc? Atunci când ai o sensibilitate dentară, e bine să faci un proces de desensibilizare dentară. Ai două variante, fie să faci o desensibilizare în cabinet, fie să folosești un gel pentru desensibilizare și remineralizare al dinților. Se numește Tooth Mousse de la JC. Le pui în niște gutiere și le pui pe dinți pe parcursul nopții. Tratamentul durează cam 4-6 luni ca să vezi rezultate. Ți-am văzut videoul cu ața dentară. Eu folosesc și acele scobitori dentare și scobitorile se pun. Scobitorile, eu le numesc, sunt ca un fel de praștii. Scobitorile respective pe care este pusă ața dentară, le introduci cu mare putere între dinți de multe ori și atunci ața din praștie practic intră cu mare putere în gingie și se întâmplă foarte frecvent să ai sângerări gingivale din cauza că ești violent cu gingiile tale. De aceea este recomandat să folosești ața dentară unde poți să-ți dozezi presiunea și poți să speli de fapt suprafețele dinților, că asta te interesează, să speli suprafețele dintre dinți și nu să înfici pur și simplu ața dentară între dinți. Mă dor dinții foarte tare când îmi pune elasticele pentru mușcătură, ce e de făcut? Îți recomand să discuți cu medicul tău ortodont, poate e un elastic care e mult prea tare pentru tine în momentul de față. Vreau aparat dentar Invisalign, dar am doi dinți lipsă, pot să-mi pun sau nu? Ideal este să aștepți până îți apar toți dinții, dar dacă vrei neapărat să începi din timp, poți să vii la un control și să evaluăm dacă ești un candidat potrivit pentru Invisalign și când. Pentru a se îndrepta niște dinți nu chiar gravi, cam de cât timp am nevoie de aparat dentar? Nu știu să-ți spun lucrul ăsta, primesc întrebări destul de frecvente legate de durata purtării unui aparat dentar. Nu pot să dau un răspuns decât în momentul în care văd pacientul, văd ce probleme are, văd cum mușcă. De multe ori nici pozele pe care mi le trimiteți voi nu sunt suficiente ca să dau un verdict. Plus că contează foarte mult și felul în care dinții voștri se mișcă pe parcursul tratamentului și de aia depinde practic perioada totală de purtare a unui aparat dentar. Canilul este crescut în gingie foarte sus, poate coborî cu ajutorul aparatului dentar la 20 de ani? Sigur că da. Deci mergi la un medic ortodont și cu siguranță te poate ajuta purtând un aparat dentar. După care vin niște întrebări, ce fel de periuță ne recomanzi și cum te periezi corect cu o periuță electrică? Am răspunsurile cu video mai lung la amândouă dintre aceste întrebări, trebuie doar să cauți în descrierea clipului de astăzi. Este adevărat că aparatul dentar îți strâmbă gura? Nu, aparatul dentar îndreaptă gura. Dacă am aparat dentar, e normal să mă doară un dinte foarte rău pe care am brechet. Se întâmplă ca în anumite luni să se miște mai tare unul dintre dinți și atunci să doară mai tare dintele respectiv. Întotdeauna îți recomand să discuți cu medicul tău ortodont care poate să-ți răspundă la problemele respective. Atunci când mergi la control, povestește ce ai pățit și întreabă-l despre asta. Ai copii? Câți ani ai? 35 de ani, nu am copii. Ce te-a pasionat ca dentist și de câți ani ești dentist? De 10 ani am terminat facultatea. Ce m-a pasionat a fost bucuria pe care o dau oamenilor atunci când le rezolv problemele, le aliniez dinții, le albesc dinții, le pun coronițe așa încât să li se schimbe zâmbetul.
Bucuria atunci când se văd așa cum își doresc pacienții este lucru cu care mă încarc. Se pot pune fațete doar pe un dinte, de exemplu, dacă este ușor diferit de restul? Da, sigur că da. Fațetele sunt folosite ca să faci modificări de formă, volum și culoare a dinților, chiar dacă este un singur dinte. Recunosc că este foarte challenging, provocator pentru noi medici să facem o singură fațetă sau o singură coroană pe un singur dinte. Este cel mai greu și pentru tehnicieni să facă exact aceeași culoare și să se potrivească dintele perfect, dar se poate. Câți dinți are un om? Păi poate să varieze numărul dinților unui om. În mod normal, dacă are o dantură completă, ar trebui să aibă 32 de dinți. Dar se întâmplă fie să nu apară toți dinții din naștere, fie să mai piardă pe drum, așa că numărul poate varia. De ce dintele se face transparent la margine și se ciobește? Pentru că muști incorrect pe el. În mod normal, dinții ar trebui să fie intacți, dar dacă mușcătura nu este corectă, nu este adaptată, atunci prin mișcările pe care le faci atunci când vorbești, când mănânci sau dacă strângi din dinți, de exemplu, noaptea, se ciobesc, se subțiază dinții și se ciobesc în final. La ce vârstă ai descoperit pasiunea pentru medicină dentară? Păi, având în vedere că ai mei amândoi părinții sunt medici dentiști și că mama are cabinetul exact lângă apartamentul în care am crescut, îmi petreceam foarte mult timp în cabinetul mamei pentru că era exact lângă casă și atunci mi s-a părut normal să mă fac medic dentist. Nu mi-a impus nimeni lucrul ăsta, că mă întreabă multă lume și toți cred, a, mai am doi medici, părinții medici dentiști, sigur că te-ai făcut dentist. Nu, e sigur, sora mea nu-i dentist pentru că ea nu și-a dorit asta. Dar crescând în mediul ăsta, mi s-a părut normal să fac asta și văzând, cred că asta contează foarte mult, văzând bucuria pe care o aduc ai mei pacienților, m-am gândit că aia este rațiunea de a face ceva oamenilor, de a face un bine, să te încarci cu energia pozitivă pe care o primești din partea lor. Cât timp se poartă gutiera primită după îndepărtarea aparatului dentar? Cred că cel mai bine este să discuți cu medicul tău ortodont. Recomandările sunt diferite de la medic la medic. Unii recomandă toată viața. Eu recomand cel puțin cât timp ai purtat aparat dentar, după care verifici periodic dacă dinții s-au mai mișcat, dacă mai ai nevoie de gutieră, o porți câteva nopți pe săptămână, dar nu o mai porți în fiecare noapte. Îmi doresc să ajung stomatolog, e greu să ajung acolo? Nu e nicăieri greu să ajungi dacă știi sigur că îți dorești asta și dacă toate eforturile pe care le faci merg în direcția asta. Pot să mă spăl pe dinți cu aparat dentar? Este super, super indicat să faci lucrul ăsta, mai ales că atunci când ai aparat dentar, brecheții de pe dinți reprezintă obstacole în calea periuței și este foarte important să te periezi foarte bine. Am niște clipuri pe care ți le las și în descriere în care îți explic exact cum să te periezi pe dinți când ai aparat dentar, fie cu o periuță manuală, fie cu o periuță electrică, pentru ca să ai informația acolo. Clorul din bazin nu mi-albește dinții, dacă pui și puțin bicarbonat, poate. Era o glumă de la Sebastian, care predă cursuri de not, dar simpatică gluma. Cum poți preveni inflamarea gingilor? Mi se întâmplă asta constant. Păi este foarte important să ai o igienă foarte, foarte bună, să te speli pe dinți cel puțin de două ori pe zi dimineața și seara, să folosești ață dentară sau duș bucal ca să cureți spațiile dintre dinți și e important să mergi periodic la igienizare profesională și la control la 6 luni. Ce se întâmplă dacă te speli o dată pe zi? Se umflă gingiile și pot apărea carii în timp dacă nu e igiena făcută corect. Care sunt activitățile preferate pe lângă cele din viața profesională? Păi viața profesională a fost cam tot în ultimul an și jumătate, aproape 2 ani, dar îmi place foarte mult să călătoresc și să citesc atunci când îmi permite timpul, bineînțeles să mă văd cu prietenii, doar că în ultimul timp aceste activități au fost reduse puțin. Există pastă de dinți bună pentru albirea dinților? De cele mai multe ori pasta de dinți este folosită pentru a menține dinții albi. De regulă nu reușește să se albească, nu este atât de puternică. Albirea se face la dentist sau acasă în urma sfătuirii cu un medic dentist. Cum ai început business-ul? Am început să fac, mi-am făcut un cont de Instagram căruia i-am dat foarte multă atenție și mi-am canalizat multă energie către contul de Instagram. Am văzut că sunt mulți oameni care au foarte multe nelămuriri, întrebări legate de stomac, am început să le răspund nelămuririlor, am început să fac YouTube și să previn cu informații către voi și am văzut că este mult mai multă lume care mă cunoaște, care îmi dorește să vină la mine, să fie tratați de mine și atunci am decis să take a leap of faith, să fac un salt de încredere și să-mi deschid clinica.
și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Ce ați fi făcut dacă nu erați medic-dentist? Mi-ar fi plăcut să fiu prezentator TV. Cum v-ați ales facultatea? Cred că am răspuns deja la întrebarea asta. Era normal să fac stoma pentru că mi-a plăcut foarte mult. De ce după un an de purtat aparat dentar metalic nu văd nicio diferență, ba e mai rău? Asta era și o întrebare pe care trebuie să o adresez medicului tău ortodont, dar există anumite cazuri în care dinții mai întâi se aranjează urât ca să pot fi, să se poată aranja corect. Întreabă, poate, nu știu, medicul tău ortodont e cel mai măsură să-ți răspundă că știe exact care sunt mișcările dinților. Mi se face mereu rău de la anestezie. Oare ce aș putea să fac să nu se mai întâmple asta? Nu știu ce înseamnă neapărat că ți se face rău. Există fel de fel de reacții la anestezie, dar e bine să testezi mai multe substanțe anestezice. E foarte important să discuți cu medicul tău dentist și să-i explici problemele pe care le ai pentru a explora opțiuni care pe tine te fac să te simți confortabil. Acestea fiind zise, am reușit să răspund tuturor întrebărilor voastre. Mai facem căsuțe de întrebări în care să-mi lăsați voi toate întrebările. Recunosc că nu reușesc să răspund pe story o zi întreagă tuturor întrebărilor și nu știu dacă are cineva răbdare să citească, nu știu, 30 de răspunsuri. Mă bucur că ați fost astăzi aici. Revenim cu informații interesante din stomatologie săptămâna viitoare. Până atunci, pentru a vedea activitatea noastră zilnică, urmăriți-mă pe canalele de TikTok și Instagram și nu uitați că vă aștept la Clinica Dentalist pentru orice nevoi stomatologice ați avea. Vă pup, să aveți săptămână frumoasă!